Președintele uneia dintre cele mai cunoscute bănci din România, Radu Grațian Ghețea, a fost trimis în judecată într-un dosar de ucidere din culpă. Ghețea a fost implicat într-un accident rutier pe care l-a provocat în anul 2022, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața. În general, în bănci și în special în banca la care lucrez, creăm locuri de muncă în zone în care aproape că lumea le-a uitat. Sau lumea crede că nu mai e nimic de spus acolo și mă refer în mod special la agricultură. Pe numele său, Radu Grațian Ghețea a fost trimis în fața judecătorilor după ce a fost implicat într-un accident pe 5 iunie a anului 2021 în orașul Hârșova. În urma coliziunii, două persoane au fost rănite, alături de un bărbat care a rămas încarcerat și transportat ulterior cu elicopterul SMURD la spital, acolo unde s-a stins din viață. Deși inițial avocatul Adrian Cuculi s-a declarat că victimele ar fi avut suspiciunea cum că la volan s-ar fi aflat fiul bancherului, nu tatăl, ulterior procurorii au stabilit că Ghețea se a condus mașina. Decorat de Casa Regală a României, Ghețea era președinte de onoare al Asociației Române a Băncilor din anul 2015 și a deținut mai bine de 10 ani funcția de președinte al Consiliului de Administrație a uneia dintre cele mai cunoscute bănci din România. În anul 2023, la cererea victimelor, judecătorul de drepturi și libertăți a urgentat cercetările până la data limită de 1 aprilie 2024. După trimiterea curentă în judecată, magistrații trebuie să vină cu primul termen în dosarul de ucidere din culpă.